ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Profesorul Aristotel Pilipă Oțeanu a încetat din viață. ani de la înființarea primei ambulanțe din România. Oamenii de afaceri vin în sprijinul sportivilor oneșteni. Profesorul Aristotel Pilipă Oțeanu a încetat din viață. Cu profundă tristețe, familia a anunțat trecerea în neființă a distinsului profesor Aristotel Pilipă Oțeanu. Acesta s-a stins din viață la mijlocul lunii iulie. Corpul neînsuflețit al profesorului a fost depus la capela din Onești a Bisericii Sfântul Nicolae. Cei care au dorit să-i aducă un ultim omagiu au fost așteptați să participe. Transmitem și noi condoleanțe familiei îndurerate și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace pe profesorul Aristotel Pilipă Oțeanu. Va rămâne veșnic în amintirea și în inimile noastre. 118 ani de la înființarea primei ambulanțe din România. Pe 28 iulie 2024 se împlinesc 118 ani de la înființarea primei salvări la inițiativa profesorului Nicolae Minovici, un moment de referință în istoria medicinei de urgență din România. Zilele trecute, în centrul orașului Comănești, serviciul județean de ambulanță Bacău Substația Comănești a organizat un eveniment special pentru a sărbători această aniversare istorică. Pe o zi caniculară cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius, locuitorii din Comănești au fost alertați de sunetul sirenelor și ambulanțelor. Această chemare a fost de fapt o invitație pentru cetățeni de a interacționa cu asistenții, medicii și ambulanțierii care își dedică viața salvării altora. Coordonatorul substației de ambulanță, Mirela Lenendr, împreună cu ambulanțierii colegi, au oferit vizitatorilor lecții de prim ajutor, testări ale glicemiei, ale tensiunii arteriale și electrocardiogramei și au oferit sfaturi valoroase despre cum să se îngrijească în această perioadă caniculară. Activitățile desfășurate au avut scopul de a educa și a conștientiza publicul asupra importanței sănătății și prevenției în situațiile de urgență. Evenimentul a fost marcat de un moment de recunoștință și admirație sub prefectul județului Bacău Narcis Jitaru, transmițând un mesaj de reală apreciere. Felicitări, dragi eroi ai zilelor noastre, pentru dedicarea și efortul vostru neobosit în oferirea primului ajutor. Când administrația publică locală nu reușește să susțină sportul și campionii din Onești, comunitatea demonstrează că solidaritatea și generozitatea pot suplini lipsurile. Câțiva oameni de afaceri, unii foști sportivi, alții doar cu suflet mare, au donat sume considerabile de bani către Clubul Sportiv Municipal Onești și sportivii legitimați la acest club, mulți dintre aceștia fiind campioni europeni la diverse discipline. Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, a subliniat contribuția semnificativă a lui Mihai Ilie, compania agricultor, unul din cei mai importanti trader de cereale și distribuitor de materii agricole din zona Moldovei. Mihai Ilie ne-a ajutat foarte mult cu sistemul de iluminat din sala de gimnastică și în ceea ce privește pregătirea pentru secția de lupte a CSM-ului. Atunci când toți ne întorceau spatele, domnul Ilie ne-a întins o mână de ajutor. Am trecut printr-un moment extrem de greu când nu mai aveam un ban în conturi și cei de la minister ne-au spus că nu mă mai pot ajuta cu bani pentru a susține activitatea sportivă. Primăria Onești nu ne-a ajutat vreodată, ca să sper că ne ajută și acum. Irina Șerban de la Grup Șerban Holding ne-a dat carnea pentru sportiv timp de 20 de zile în luna decembrie anului trecut. Nu pot uita nici de ajutorul oferit de Neluțu Matei de la Migdal Fost Sportiv, care ne-a ajutat în nenumărate rânduri, a declarat Ingrid Istrate. În continuare, antrenorul secției de lupte Sorin Iordache a adus mulțumiri celor care au contribuit la susținerea sportivilor. Am fost ajutați de Smartut cu 12.000 de lei pentru cantonament, dar și de domnul Mihai Ilie cu 11.000 de lei tot pentru cantonament. Un prieten de nădejde pentru secția de lupte a fost și Neluțu Matei, fost luptător și elev al maestrului Cristuț, cel care l-a descoperit pe Vasile Pușcașu, singurul campion olimpic la lupte libere. Prin aceste gesturi de solidaritate, comunitatea oneșteană demonstrează că valorile sportului și ale colegialității pot fi menținute chiar și în vremurile dificile, oferind un exemplu de mobilizare și susținere reciprocă. Recent a avut loc o conferință de presă la CSM Onești, în cadrul căreia conducerea CSM Onești este vorba de director Ingrid Istrate, director strategie sportivă Dorina Rădăvoaice, alături de talentata sportivă Ana Maria Puiu, antrenată de Sorin Iordache, și-au prezentat realizările.
Îți dai seama ce ar însemna luptele libere după, nici nu știu să vă spun acum, după câți ani, de la Vasile Pușcașu să se întoarcă la, să participe la Jocurile Olimpice? Știu, de-aia îmi doresc foarte mult. A fost un român care a luat medalie. A luat medalie de la noi. De la noi. CSM-ul n-a mai avut. Da, vreau să-l ajung pe Pușcașu, poate chiar să-l întrec, Doamne ajută. Pentru asta trebuie să ieși campioană olimpică. Da. În două cicluri. Da. Nu-i greu, să știți. Nu, dar zic trebuie să spun. Trebuie multă muncă. Sunt, da. Și ciclul 2024, 2025, 2028 și următorul până în 2032. Deocamdată nu am. Păi timp pare. Da. Timp pare că e mititică. Timp pare. Este mititic, așa este. Este mititic, este tânără, își dorește. Important este să fie sănătoasă și ce este cel mai important lucru, pentru că acești copii voință au, calități au, ce lipsește în per ansamblu așa în mare și aici noi aici ca și club suntem oarecum mulțumiți. Un caz fericit că dumneavoastră ne mai puteți ajuta financiar și așa mai departe. Dar la nivel național și ca și pregătire asta lasă cel mai mult de dorit. Atâta timp când nu găsim resurse să investim în astfel de pregătiri, în astfel de sportivi care va fi foarte greu, pentru că totul se rezumă aici. Modalități de pregătire, pentru că pe vremea lui Vasile Pușcașu era un caz foarte fericit, pentru că erau foarte mulți în sală, aveai și pari și parteneri, aveai cu cine să te antrenezi. Îți trebuie, ca să ajungi mare, îți trebuie 4-5 oameni care să-i tăvălești paringul în continuu. Paringul e esențial, da. Dar în ideea în care nu ai cu cine să te antrenezi și cum facem noi aici în sală, am 5 fete campioane naționale la 5 categorii și să le antrenezi între ele, este extrem de dificil. Așa este, fiindcă clubul nu-și permite să aducă șparii partenerii atât cât ar trebui, atât cât ar trebui ca fetele să poată antrena în... Dar... Aici este singura și ca să completez aici vis-a-vis de pregătire, tot prin sprijinul dumneavoastră și cu ajutorul care l-am avut, am reușit anul acesta, în prima parte a anului, să plec în două cantonamente de pregătire afară, pe bani din sponsorizări și pe cum am făcut cu ăștia din Serbia, am făcut colaborare, de am reușit să ridicăm nivelul de pregătire, că și altfel nu reușim. Foarte bine acum. E momentul, noi suntem foarte bine poziționați ca bază sportivă, nu este susținută și întreținută și multe altele. Dar atât timp cât ai ăsta, un centru multifuncțional, multifederal, ca să spun, la 4, 5, 6, 7 discipline sportive, să ai centru olimpic aici. De ce? Poți oferi condiții ridicate, poți să faci relații internaționale cu 2-3 cluburi cu care să ai o reciprocitate. Eu am realizat treaba asta și am avut peste 200 de concursuri. Păi, ce vreau să spun este că reciprocitatea asta eu nu am făcut-o cu un club sportiv, am făcut-o cu lotul Serbiei și a Croației. Normal este. Deci ne-am antrenat. Încercăm să facem tot felul de de lucruri care să vină, da, și asocieri care să vină în sprijinul pregătirii sportivilor noștri. Fiindcă se știe că banii sunt puțini, că bugetele sunt cum sunt, că susținerea nu vine din altă parte decât de la Agenția Națională și atunci, dacă ne dorim cu adevărat performanță și nu în ultimul rând, cred că de fiecare dată analizez câți ani au copiii în spate de pregătire și de muncă și atunci cred că acest lucru de multe ori mă motivează de a găsi orice soluții pentru a-l putea duce mai departe, de a-l sprijini să facă ceea ce își dorește. Eu am altă părere din punctul de vedere a performanții cum e cazul ei. Ea este profesionistă din momentul acesta. Noi am amestecat amatorii cu profesioniștii. Un sportiv care ajunge să urce pe podiumul internațional, european, mondial, este într-o altă categorie. Fotbalul, handbalul, voleiul și așa mai departe, ăștia sunt profesioniști. Noi suntem amatori, pentru că statutul amatorului și a profesionistului este jucat parcă la 6 din 49. Ea, din momentul de față, este poziționată în regimul național de performanță ca o sportivă de viitor. Din momentul ăsta trebuie să-i dea statutul de sportiv profesionist. Ne sună cuvântul nou, profesionist înseamnă să aibă un contract pe măsura riscurilor, pentru că aici intră riscuri, intră pregătire. Nu poți să pui un profesionist
un amator care face antrenamente două pe zi. Ce mai face altceva? Deci viața ei se mișcă acum în jurul acestei idei care a zis-o. Vreau să ajung la Los Angeles. Vreau să urc în ierarhia... Și eu zic că va ajunge. Și eu zic că va ajunge dacă va munci în ritmul ăsta. Zile de vacanță alături de jandarmii băcăoani. Ziua de 10 iulie rămâne cu siguranță de neuitat pentru cei peste 40 de copii înscriși la cea de-a doua ediție a școlii de vară Copilărie Binecuvântată organizată de Parohia Ghereiești. Și nu doar pentru ei a fost o zi specială, dar și pentru jandarmii băcăoani. Împreună și-au imaginat scene de viață cotidiane, au discutat despre modalitățile concrete de prevenire a faptelor antisociale și au avut grijă să le ofere cele mai bune sfaturi. Prezența partenerilor necuvântători a fost momentul culminant al întâlnirii. Copiii, bucurându-se să vadă de aproape câinii de serviciu și să urmărească exercițiile demonstrative desfășurate împreună cu conductorilor. Pentru a imortaliza momentul, copiii au făcut fotografii care vor reprezenta pentru ei amintiri frumoase peste ani. Cei 40 de copii au avut parte de multe activități, ateliere interactive, standuri expoziționale cu autospecialele, materiale și tehnica din dotare, iar jandarmii le-au prezentat materiale video despre istoria jandarmeriei române la nivelul județului Bacău și au putut vizita sala tradițiilor a Inspectoratului de Jandarmi județean Bacău. Au fost aduse în atenție aspecte legate de folosirea responsabilă a rețelelor de socializare, fenomenul de bullying și de prevenire a consumului de substanțe interzise. Copiii s-au bucurat de vizita făcută jandarmilor și s-au întrecut în răspunsuri la întrebările colegilor jandarmi despre cum să fie în siguranță pe stradă. Au fost încurajați să aibă o relație deschisă cu părinții și să apeleze la sfaturile lor și ale cadrelor didactice ori de câte ori au nevoie. Recent a fost avizat favorabil un proiect inițiat de către PNL pentru reglementarea centrelor de dezintoxicare și recuperare a dependenților de droguri. Inițiativă liberală, vot pentru adoptare. Plenul Camerei Deputaților a dat vot pentru adoptarea proiectului de lege care reglementează înființarea unor centre de dezintoxicare și recuperarea dependenților de droguri. Aceste centre includ măsuri de prevenire, tratament, prevenire a riscurilor și consecințelor asociate consumului de droguri, precum și de reintegrare socială. Această inițiativă completează pachetul de legi care sprijină persoanele aflate în capcanele viciului consumului de droguri. În imagine regăsiți forma promulgată a inițiativei 525 pe 2018, votată pe 27 februarie 2024, care precede punerea în practică a modificărilor date de inițiativa pe care am votat-o cu numărul 164 din 2024. Ne-a precizat deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu. Jandarmii grupării mobile Bacău au intervenit în sprijinul victimelor unui incident rutier. La începutul lunii iulie, un echipaj de jandarmerie din cadrul grupării de jandarmi mobile Bacău a intervenit pentru acordarea primului ajutor victimelor unui incident rutier între trei autovehicule, petrecut în localitatea Răgăciun, județul Bacău. Echipajul, compus din 6 jandarmi, se deplasa în misiune către municipiul Focșani și a ajuns la locul incidentului la aproximativ 5 minute după impactul dintre cele trei autovehicule. Jandarmii au poziționat autospeciala în așa fel încât să fie semnalizat de la depărtare locul incidentului, iar până la sosirea echipajelor de urgență au verificat starea celor 6 persoane implicate, au decuplat acumulatorii autovehiculelor și au ajutat la fluidizarea traficului rutier în zonă. Un jandarm a intrat în mașina în care o persoană era încarcerată și se afla în stare de șoc, fiind lovită în zona capului, încercând să o liniștească și să-i asigure o poziție de siguranță. Iar, cu sprijinul unui cadru medical aflat în timpul liber, prezent în zonă, i-a montat un guler cervical. După sosirea echipajelor medicale și de poliție și după ce s-au asigurat că nu mai este nevoie de sprijinul lor, jandarmii și-au continuat deplasarea către municipiul Focșani. A venit vacanța mare, iar la Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești s-a dat startul atelierelor de vacanță. Despre ce ateliere este vorba aflăm în minutele următoare chiar de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie. Învățăm, ne distrăm, dar mai ales ne petrecem cât mai mult timp în Biblioteca Municipală Radu Rosetti, cea mai digitalizată bibliotecă din România. Așa cum spuneai, avem multe ateliere care așteaptă tinerii, îi așteaptă pe copii începând cu luna iulie. În fiecare zi se desfășoară cel puțin două ateliere. Dintre acestea aș enumera atelierii micii arheologi, atelierul Animalele Terei, atelierul de public speaking și storytelling. Este în premieră făcut în această vară de colega noastră Nicoleta Sălbatecu. Avem un alt atelier interesant și nou, se cheamă Cinema la Bibliotecă, care face parte din proiectul național Cinema la Bibliotecă, unde difuzăm
filme de scurtmetraj cu mesaje motivaționale, atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Un alt atelier îndrăgit în anii trecuți de cei mici este atelierul de Lego, creație și joacă, care se desfășoară la ludotecă, unde împreună cu colegii mei avem pregătit sași cu Lego, unde ei se pot dezvolta, pot crea orice își doresc, important e să vină și să vrea acest lucru. Pentru că acum dispunem de tehnologie de ultimă generație, avem începând din această vară și atelierul VR, Hocolul Pământului, care se desfășoară la sala multimedia, unde prin intermediul ochelarilor de realitate virtuală vizităm, călătorim atât pe pământ, dar vedem și alte planete, totul cu scopul de a învăța și de a oferi o experiență interesantă aici la Biblioteca Radu Rosetti. Cu alte cuvinte, va fi o vară fierbinte din toate punctele de vedere, atât în ceea ce privesc numărul activităților, cât și provocările pe care le lăsați pentru cei mici și cei mari. Da, noi invităm pe toți pentru că mai avem în premieră un atelier care sper să se bucure de succes. Avem și un senior de 70 de ani care s-a înscris. Este vorba de atelierul de limbă chineză, coordonat de Bogdan Prohozescu, unde nu doar tinerii sau oneștenii pot învăța sau se pot iniția în această limbă, dar și noi, cei din bibliotecă, vrem să participăm intens pentru a ne familiariza cu această limbă foarte interesantă. Va fi o vară frumoasă și ce să zicem, care va fi, să zicem, intervalul orar în care cei mici pot veni la bibliotecă și până la ce oră stau? Atelierele se desfășoară de obicei în prima parte a zilei, având în vedere căldurile cu care ne confruntăm, începând cu ora 10. Programul atelierelor se află atât pe site-ul bibliotecaonești.ro, pe paginile de socializare, dar avem și această broșurică care poate fi procurată gratuit de la intrarea din bibliotecă, unde aici aveți informații despre fiecare atelier în parte, ora și cine coordonează. De asemenea, o condiție ar fi ca toți cei care vor să participe la aceste ateliere să aibă și permis de bibliotecă. Pentru că, așa mi se pare corect, alături de carduri în portofel să-și găsească, iată, locul și permisul de bibliotecă. La Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești, miercuri 3 iulie, a fost vernisată expoziția de medalistică, documente în metal, Ștefan cel Mare în medalistica românească și au fost prezentate exponate din colecția profesorului Vilică Munteanu. Oaspeții evenimentului au vizitat și Biserica Ștefaniană din Borze și Muzeul de Artă Religioasă de lângă și s-au recules la mormântul fiicei poetului Vasile Alexandrii Maria Bogdan din cimitirul bisericii. O expoziție document la comemorarea 520 de ani de la trecerea în neființă a Marelui Voievod Ștefan cel Mare. O expoziție, spuneați dumneavoastră, sau mă rog, s-a împământenit așa sintagma, documente în metal. Da, expresia nu aparține unei foste colege de la arhivele din București, unul din cei mai mari specialiști în heraldică și sigilografie și foarte mare dreptate în această expresie, documente în metal. Sunt mărturii scrise în metal, multum in parvo, în câteva vorbe cuprinde foarte mult, plus imaginea care este și ea vorbitoare. Ați venit așa cu informații sintetizate și într-o puse așa cap la cap, vă vorbesc despre imaginea în epocă și nu numai. Nu, categoric, pentru că și în epocă, dacă ne întoarcem, ne gândim, marea majoritate a poporului era neștiutoare de carte și totuși știau tipicurile și astea, pe lângă ceea ce spunea preotul la slujbă, la strană sau nu știu, imaginile, picturile interioare și picturile exterioare. Scuzați, bisericile din nordul Moldovei, din Moldova, bisericile pictate, pictura exterioară, nu sunt oare și acestea scrisuri, altfel de înscrisuri?
Da. Depinde cum privim, într-adevăr, o expoziție inedită, dar ca de fiecare dată aș completa eu, ați venit cu surprize frumoase, care ne pun pe gânduri și ne determină să căutăm informații mai multe. Da. Informații. Hai să o luăm așa, cu începuturile. M-am apucat de medalistică destul de târziu, nu comentez acum din ce motive, poate la o discuție, la o cafea. Dar mi-am propus, am fost fascinat de lumea medaliei și medalistică, și de la început mi-am propus trei teme la care s-a mai adăugat în timp încă una. Nu colecționez exhaustiv. Pe temă, asta și prima temă care mi-am ales-o a fost personalități. Și am pornit cu voievozi și oameni de seama ai neamului românesc. Așa. După care am extins pe heraldică, pe construcții și religie. Expoziția pe care am pregătit-o să stea vreo 3 luni de zile aici în biblioteca din Onești este dedicată împlinirea 500 de ani de la urcarea la ceruri a marelui voievod cel mare, Ștefan cel Mare și Sfânt. Și am aici aproape toate medaliile Ștefan cel Mare pe care le-am în posesie, câteva sunt într-o expoziție la București, am fost rugat să le da, să trimiți la acea expoziție și cuprind, mă rog, primele medalii 1904, 400 de ani de la ridicarea la cer a lui Ștefan cel Mare, iar apoi medalii bătute până în anul 2014. Până în 2024, scuzați. Până în prezent. Până în prezent. Așa. E foarte adevărat, nu le am pe toate care s-au bătut, dar sunt și medalii de serie, 100, 150, 200, dar sunt și de serie mică, de 10 exemplare, 2 exemplare, așa, din cele cu dedicație și sunt 4 medalii care sunt unicat. Deci, într-un singur exemplar bătut. Am avut și noroc, și întâmplare, și poate și, și pasiune. Da. În expoziție îl prezentăm pe Ștefan cel Mare în diverse echipuri. Cum a fost bătute medalile, dar fie cu echipul cel mai cunoscut, cu plete, cu coroana și... dar și în alte ipostaze. Îl găsim pe Ștefan cel Mare pe aceeași medalie cu Eminescu. Îl găsim pe aceeași medalie cu Slavici. Găsim pe Ștefan cel Mare ctitor de lăcașuri culte, biserici și mănăstiri, statuie sau în ținuta oficială domnească. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
vineri 19 iulie, vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius. Spre după amiază sunt posibile averse de ploaie. Sâmbătă 20 iulie, vremea se menține în continuare caldă. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 19 grade Celsius. Spre seară sunt posibile pe alocuri averse de ploaie. Duminică 21 iulie, vremea se menține caldă. Maxima zilei va ajunge până la valori de 30 de grade Celsius. Spre după amiază izolat pot să apară câteva averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Luni 22 iulie, vremea se menține în continuare caldă, mercurul în termometre nu va depăși valoarea de 28 de grade Celsius, spre după amiază sunt posibile averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.